Da? Deci derivate facem. F de x egal cu 2x plus 1 la puterea 7. 2x plus 1 tot la puterea 7. F derivat de x va fi egal cu... Derivat de x va fi egal, mai începem cu puterea, nu? Derivăm puterea. Derivăm ca o putere și va fi cât? Și va fi 7 ori 2x plus 1 la puterea 6. Da. Ori 2x plus 1 tot derivat. Așa, 2x plus 1 tot derivat. Egal cu 7. Egal cu 7 ori 2x plus 1 la puterea a 6-a. Da. Ori 1, 1, ori 1. Nu ori 1. 2x plus 1 derivat face? X derivat e 1, 2 ori 1, 2, 2. 2. Doi. Și egal 2 ori 7, 14, pe lângă 2x plus 1, la puterea 6. Așa. Apoi, f de x egal cu? F de x egal cu 3 minus x, totul la puterea 9. 3 minus x, totul la 9. F derivat de x va fi egal cu 9 pe lângă 3 minus x la puterea 8, ori 3 minus x, totul derivat. Și egal cu 9 ori 3 minus x la puterea 8, ori 3 derivat de 0, x derivat de 1, ori 1. Nu, ori 1. 3 derivat de 0 și x derivat de 1 e minus 1. Atenție, e minus x. Da. Deci ori minus 1. Și egal cu minus 9, pe lângă 3 minus x la puterea 8. La x la a 8. Da. Bun. Asta, f de x egal cu? F de x egal cu x pătrat minus 3x plus 4, totul la puterea 10. Și f derivat de x va fi egal cu 10 pe lângă x pătrat minus 3x plus 4, totul la puterea 9, ori x pătrat minus 3x plus 4, totul derivat. Așa. Și va fi egal cu 10 pe lângă x pătrat minus 3x plus 4 tot la puterea 9, ori 2x 2x minus 3 minus 3, da. Poți să-mi și mulțumesc, dacă nu, da, lași așa, da. Nu e problema. Alta, f de x egal cu? F de x egal cu radical din x pătrat plus 2x plus 7. Da. F derivat de x, mai întâi începem cu radicalul, nu? Sigur că ăsta este îmbeleșește, radical. Da, și f derivat de x va fi 1 supra 2, radical indice 2 din x pătrat, plus da. 2x, 2x plus 7, ori ce sub radical derivat. Așa. Ori x pătrat, plus 2x plus 7, totul derivat. Și egal cu 1 supra. Derivat, 1 supra 2, radical de 2, radical din ce 2 din x pătrat plus 2x plus 7, ori 2x 2x plus 1. De ce plus 1? 2x am înțeles. Da. Păi 2 derivat e 0. 1 x derivat e 1. Și 0 ori 0. Păi da, de, un produs așa se derivează? A, produsul. Păi 2 iese în față. E constantă și numai, numai x derivat. Da, da. Deci nu se derivează și 2 și x-ul. Că f ori g derivat, f ori g totul derivat, egal cu cine? Cu f de... f derivat ori g nu. Da. Plus f... prima nu, a doua ta. Da. Și atunci 2 ori x, dacă tu ai vrut să iei așa, derivat, face. Ăsta, da, da, adică 2 derivat ori x, ori x plus 2 nu și x derivat.
x derivat. Așa face 0 ori x face 0 plus 2 ori 1. Da? Deci trebuie face 2 dacă e ca un produs, dar ies constanta în față. Ca la limită, dar derivata e limită. Deci va fi ori, ori cât? 2x plus 2. Deci, înmulțim cu 2x plus 2. Apoi, f de x egal cu logaritmul natural din x pătrat, da, plus x plus 1. X pătrat plus x plus 1, în paranteză, x pătrat plus x plus 1, da? Da. Și atunci f derivat de x va fi egal cu... f derivat de x va fi egal cu 1 supra... tot ce are el. Adică x pătrat, da, x pătrat plus x plus 1. X plus 1, ori... ori x pătrat plus x plus 1, totul derivat. Și egal cu 1 supra... ori egal cu 1 supra x pătrat plus x plus 1, da, ori 2x, 2x plus 1 plus 1. În paranteză 2x plus 1, da? Deci face egal cu 2x plus 1 supra x pătrat plus x, da, x pătrat plus 1. X plus 1. Apoi, f de x egal cu... f de x egal cu sin pătrat de x. Sin pătrat de x. F derivat de x este egal cu mai tine unul cu putere. Așa. Și vine 2... 2. 2 sin... sinus la câta rămâne? La puterea întâia. Da. Rămâne așa, sin de x ori... sin pătrat de nu x... nu sin pătrat, ori sinusul. Da, sin de pătratul x. Pătratul ante... Da, dar sin de x derivat. O sin de x derivat. Și egal cu 2 sin de x. 2 sin de x ori, ori cosinus de x. Ori cos de x. Și așa. Și așa. 2 sin cos este o formulă și face sin de 2x. Sin de 2x. Aici se verifică și formula sinusului. De sinus de 2x. Altă funcție, f de x egal cu? Sinus de 3x. F de x egal cu sinus de 3x. Iar conductul vorbește, tu cât ești rigătat, da? F derivat de x va fi egal cu... sinus de... cum vine? Te-ai pierdut? Păi, cine-i prima funcție? E sinusul. Sinusul. Da. Și pe urmă, argumentul său. Adică care e argumentul sinusului? 3x. Ori 3x derivat. Deci vine... sinus de x. Că, păi, cât e derivat cu sin de x? Cosinus de x. Păi, nu-i cos de x, cosinus de 3x. Deci f de x a fost așa funcție, f de x egal cu sinus de 3x, nu? Și atunci cât este? F derivat de x egal cu... mai întâi o derivăm pe asta. Așa exteriorul, sinusul derivat, care este... da. Cosinus de 3x. Cos de 3x ori... 3x derivat. Și egal cu cos de 3x. 3x ori 1. Cum? 3x derivat cât este? Prima derivată, adică... ei, lasă. Constante sunt în față. De ce se muncește așa? 3. Deci, 3 ori 1, 3. Deci, ori 3.
ori 3. Și pe 3 ăsta îl pun în față. Ca să nu cum îi zici 3 ori 3, 9. Da, 3 cosinus de 3x. 3 cos de 3x. E să-ți mai dau eu un lucru. Cât este f de x? F de x egal cu radical indice 5 din sinus la a treia de 4x. E derivat de x egal cu. Hai. Păi mai întâi începe cu puterea. Nu cu puterea. Cine este exterior? Radicalul. Radicalul? Da, da, păi și vine 1 supra... 1 supra. 5, radical de ordine 5, din sinus la a doua. De ce sinus la a doua? Din toată șmecheria care e acolo. Din sinus la a treia, din 4x. Da. Ori tot ce e subradical. Ori? De ce... Ori ci sub radical derivat. Ori sinus la a treia. Sinus la a treia de 4x. Așa, tot derivat. Și egal. 1 supra, supra 5 radical din 5. Din? Din sinus la a treia de 4x. Așa. Ori? Sinus la a treia. Mai întâi începem cu puterea. 2 sin pătrat. De ce 2? 3 sin pătrat. Perfect. 3, mă. 3 sinus pătrat. Sinus pătrat de... 4x. Da. Ori? Ori... 4x tot de... Nu. Că am derivat numai puterea. Trebuie să derivăm și sinusul acum. Sinus de 4x. Deci am derivat puterea. Ori sinus de 4x derivat. Ori sinus... de 4x, totul derivat. Și egal cu? 1 supra 5 supra 2 de 5 sinus la 3 de 4x ori... Adică de ori 5 din sinus la a 3 de 4x ori... ori 3 sinus pătrat de 4x ori cosinus... Așa. Cosinus de 4x ori 4x derivat. 4x totul derivat. Și egal cu? Egal cu 1 supra 5 radical de ordine 5 din sinus la a treia de 4x ori 3 sinus pătrat de 4x ori cosinus de 4x ori 4. Ori 4. 4 ăsta, că se înmulțești cu 4, ci da, cu 3 din aici, este egal mai departe, cu 3 ori 4, 12. 12 sinus la a doua de 4x ori cosinus de 4x, totul supra 5, radical de ordine 5, din sinus la 3 de 4x. 12 sinus la 2 de 4x cos de 4x ori 5 radical de ori 5 din sinus la 3 de 4x. Da? Apoi f de x egal cu sinus de 3x. Sinus de 3x. F derivat de x derivat de x este egal cu cosinus de 3x ori 3x derivat. Ori 3x derivat, care este ori 3. 3. 3, da. Și 3 îl punem în față, egal cu 3 cosinus de 3x. Apoi, f de x egal cu? F de x egal cu x plus 1 totul la puterea 6. X plus 1 totul la 6. F derivat de x. F derivat de x este egal cu 6 pe lângă x, x plus 1 la puterea 5-a. Da. Ori x plus 1 totul derivat. X plus 1 totul derivat. Și egal cu? Egal cu 6 pe lângă x plus 1 la 5-a. Ori x derivat de 1 ori 1. Ori 1. Și
egal cu 6x plus 1 la 5. Da. Apoi. F de x egal cu? F de x egal cu e la 3 la x. E la 3 la x. E la 3? E la, e la 3x. 3x. E derivat de x. E derivat de x. Este e la 3x. 3x ori 3x totul derivat. Adică cât este 3x derivat? 3. Ori 3. Deci vine 3 e la 3x. Ai și tu în teamă sau? Nu, tot derivat. Derivat, da? Da. Cum mi-ai zis că adică și oricum și eu am tot derivat. Am înțeles, gata. F de x egal cu? F de x egal cu logaritmul natural de x plus 1. Logaritmul de x plus 1. Derivat este 1 supra x plus 1 ori x plus 1 totul derivat. Ori x plus 1 totul derivat. Și egal cu? Egal cu 1 supra x plus 1 ori 1. Adică 1 pe x plus 1. Da. Apoi. F de x o altă funcție. F de x egal cu radical de x pătrat plus 1. Radical de x pătrat plus 1, da. E derivat de x. De x este egal cu 1 supra 2 radical din ce 2 din x pătrat plus 1. Da. Ori x pătrat plus 1 tot derivat. X pătrat plus 1 tot derivat. Tot derivat. Și egal cu? Derivat egal cu 1 supra 2 radical din ce 2 din x pătrat plus 1 ori 2x. 2 cu 2 se duce și face x supra? X supra radical din x pătrat plus 1. Apoi, f de x egal cu? F de x egal cu cosinus de 3x plus x pătrat. X pătrat în afară sau în argument? În paranteză. Deci nu e în argument, da? Nu. Nu, atunci, în paranteză. În paranteză? Da. Păi spune, argumentul lui cosinus este 3x plus x pătrat. Și atunci f derivat de x va fi egal cu sinus de 3x plus x pătrat ori 3x plus x pătrat. Derivat. Cât este 3x plus x pătrat derivat deodată? 2x plus 3. Deci 2x plus 3. Ca să nu o facem confuzie, 2x plus 3 îl punem tocmai în față. Că există riscul să mulțiți 3x pătrat plus x cu 2x plus 3 și îl băgați în argument. Și de aceea vă feriți de așa ceva și ziceți 2x plus 3, așa e final scris, da? 2x plus 3, ori sinus de 3x. De 3x plus x pătrat. Dar dacă spuneți înmulțit aici, și e un pic mai bine. Dar cel mai bine 2x plus 3 puneți în fața lui sinus și totul este lămurit. Altă derivată, poftim. F de x egal cu? F de x egal cu logaritm natural din x pătrat plus 1. Vorbeai și tu acolo, conduce. Logaritm natural din x pătrat plus 1, da? Da. Zic f derivat de x este 1 supra x pătrat plus 1 ori x pătrat plus 1 totul derivat. Așa, hai. F derivat de x este 1 supra x pătrat plus 1 ori 2x. Da. Și egal cu 2x supra x pătrat plus 1. Da. Alo. Da, ursul, da. Eu acum sunt o lecție de matematică, reveniți după ora 10. Da. Vă rog, vă salut. Da. F de x egal cu cât au dat? Logaritm natural din x pătrat plus 1. A, și-a dat 2x supra x pătrat plus 1. Asta e mai interesant. Altă funcție, f de x egal cu? F de x egal cu
x pătrat plus 1 totul la a patra, f derivat de x este egal x pătrat plus 1 totul la a patra. Vine puterea în față, 4 pe lângă x pătrat plus 1 la puterea a treia, ori x pătrat plus 1 totul derivat și f de x egal cu 4 pe lângă x pătrat plus 1 la puterea a treia, ori 2x și f derivat de x este egal cu 8x, nu? Da. 8x, că 4 pe 8. Da, 8x pe lângă x pătrat plus 1 la a treia. Apoi, f de x egal cu? F de x egal cu sinus de 2x, totul supra 2 plus cosinus supra... de 2x. 2 plus cosinus de 2x. F derivat de x este egal cu prima derivată, adică sin de 2x totul derivat, da. Ori a doua nu, 2 plus cosinus de 2x minus prima nederivată, adică sinus de 2x, ori a doua derivată, 2 plus cosinus de 2x derivată supra 2 plus cosinus de 2x la a doua. F derivat de x este egal cu sinus de 2x, totul derivat este cosinus. Sinusul derivat cât? Cosinus. Cosinus de 2x. Ori 2x totul derivat. Ori 2. Da. Și pun pe 2 în față. Da. 2 cos de 2x, da. Pe lângă? Pe lângă 2 plus cosinus de 2x, da. Minus sinus de 2x, pe lângă... constantă de sinus de... Derivata lui cos este? Minus sinus. Minus sinus, da. De 2x. Minus sinus de 2x. Ori 2x tot derivat. Ori adică 2. Ori 2. Adică minus 2. Minus 2 sinus de 2x. Minus 2 sinus de 2x. Pun în paranteză, da? Supranumitorul. 2 plus... 2 plus cosinus de 2x tot la 2. Da. Și egal mai departe cu... Să desfacem paranteza, 2 cos de 2x ori 2 face 4 cos de 2x. 4 cos de 2x. Minus? Nu, plus 2 cos de 2x ori cos de 2x, 2 cos pătrat. Adică plus 2. Cos pătrat de 2x. Mai lucrăm un pic acolo, desfacem paranteze, da? Da. Apoi acolo. Minus. Minus cu minus la înmulțire face plus. Plus 2 sin pătrat. Plus 2 sin pătrat. Sin pătrat de 2x, da? Supra 2 plus cos de 2x totul la pătrat. Și cam mai departe cu... Putem să... Dăm plus 2 factorul. Peste tot, putem scoate 2 factorul. 4, 2, 2. Deci face 2 pe lângă. 2 pe lângă 2 cosinus de 2... De 2x? Hai, mai ribe, că... 2 cos de 2x. Nu poate fi așa. Plus. Plus. Fii sigur pe ce spui. Plus cosinus pătrat de 2x. Plus cos pătrat de 2x, da. Plus? Plus sinus pătrat de 2x. Da. Totul supranumitorul. 2 plus cosinus de 2x la 2. Și egal mai departe cu 2 pe lângă. 2 pe lângă. 2 cos de 2x. Plus cosinus pătrat de x. Și plus sin pătrat de x. Cât faci cos pătrat plus sin pătrat de aceeași unghi? 1. Formula fundamentală. Deci plus 1. Totul supra 2. 2 plus cos de 2x. La pătrat. Nu puteam face nimic. Nu se simplifică.
Pentru că nu este același lucru în parlamentăță. Da? Deci, așa în gheață, stop, altă funcție, f de x egal cu? F de x egal cu x plus logaritmul natural din 2x supra x pătrat plus 1. Logaritmul natural din 2x, totul supra x pătrat plus 1. X pătrat plus 1. Și atunci, f derivat de x va fi egal cu? X plus logaritmul natural din 2x, totul derivat. Deci ca o fracție, da? Da. Deci x plus logaritmul natural din 2x, totul derivat. Ori a doua nu, x pătrat plus 1, da, minus prima nu, adică x plus logaritmul natural din 2x, ori x pătrat plus 1, totul derivat, supra x pătrat plus 1, totul la a doua. Supra x pătrat plus 1. Totul la a doua. Și egal cum? X derivat din 1, logar, 1 supra... 1 supra tot ce are el. 1 supra 2x. Deci 1 plus 1 pe 2x, nu? Că am derivat logaritmul, da, ori 2x derivat. Da. Ori 2. Da. Ori 2. Deci derivata paranteze este 1 plus 1 pe 2x ori 2x derivat ori 2, închid paranteza, înmulțit cu x pătrat plus 1, minus x, x plus logaritmul natural, da, vorbește, vorbește, din 2x ori 2x ori 2x. Ori 2x. Totul supra x pătrat plus 1 totul la 2. Și egal mai departe cu 2 cu 2 simplificăm și egal cu 1 plus 1, plus 1, 1 pe, plus 1 pe x, da, pe lângă x pătrat plus 1 minus x plus logaritmul natural din 2x ori 2x. Ori 2x. Totul supra x pătrat plus 1 la pătrat. Da. Și egal mai departe cu aduc la aceeași numitor. Amplificăm cu x. X plus 1 totul pe x. X. Deci x plus 1 totul supra x. Ori x pătrat plus 1 minus x plus logaritmul natural din 2x ori 2x supra x pătrat plus 1 totul la a doua. Totul supra x pătrat plus 1 la a doua. Și egal mai departe cu nu prea avem așa satisfacții la lucru, dar hai să facem. Adică trebuie să amplificăm aici cu x. X. Da? Da. Și x-ul ăsta va ajunge la numitor. Și face x plus 1 pe lângă x pătrat plus 1. Deci egal cu x plus 1. Minus 2x pătrat. Da? Minus 2x pătrat. Alo. Bună seara. Adevărat că am viat. Eu sunt încă în lecții de matematică acum. Dar după ora 10. După ora 10. Altă dată. Altă dată. Bine. La revedere. Deci minus 2x pătrat. 2x pătrat pe lângă x plus logaritmul natural din 2x. Nu? Da. Am ajuns la cea reputări din 2x pătrat. Pentru că x plus logaritmul natural din 2x, totul supra, totul supra x pătrat plus 1, la pătrat. Și de aici, ce mai putem face? Eventual mulțim asta, paranteza asta,
Dar nu e o afacere. În finalul este că nu. X plus logaritmul altul nu putem scoate în factor comun. E destul de ciudat. Eventual mai zicem 2X la a treia. Apare și un X la a treia aici. Mai putem finaliza. Dar ideea de lucru la derivare, asta l-a însemnat. Da? Cam așa trebuia făcut. Da. Mai avem vreo derivare? S-a făcut fără 10. Hai, mai lucrăm. Hai. Deci f de x egal cu? Așa. Zi. Deja ai pierdut un minut. Păi da, bă, dacă nu mai le-ai acolo, se trebuie. F de x egal cu x pătrat plus x. X0 egal cu 1. F de x egal cu x pătrat plus x, în da. Care x0 egal cu 1. Să dă x0 egal cu 1, da? Funcția să fie derivabilă de două ori în x0. Așa. Să găsim valoarea derivată în x0 sau cu și x0 acolo. Deci studiați dacă funcția f definită pe d cu valori nere este derivabilă de două ori. F definită pe d cu valori nere este derivabilă de două ori. Așa. În x0 aparține lui d și calculați f derivabilă de două ori în x0. Păi da. Deci pur și simplu să vedem dacă e derivabilă de două ori în punctul, într-un punct x0 din d. Ei, și ca să fie derivabilă, trebuie să fie limita raportului acela, f de x minus f de x0. Dar e o funcție elementară, e continuă da. Și pur și simplu derivăm de două ori. Și atunci, f odată derivat de x face cât? 2x plus 1. Și f secund, f de două ori derivat în x, face 2. O derivăm încă o dată da, pe astea care nu, da? Face 2. Și acum f secund de 1 locuim pe x cu 1 dacă avem cândva. Și face tot 2. N-am nici un x în dreapta. Deci f secund de 1 face... Da, de 5. Tot 2. E o constantă în final. Funcția constantă. Da? Da. Altceva. Hai. Te rog. F de x egal cu 3x pătrat minus 2x plus 1, x0 egal cu 0. Și x0 egal cu 0 și vrei tot derivat a doua, nu? Da. Și zicem, f derivat. Derivat de x este 6x minus 2. Minus 2. Și f derivat de secundul de x egal cu 6. 6. Și atunci f secund. În punctul 0, egal cu 6. Că n-ai nicio nici sunt dreapt. Da? Da. Simplu. Da. Deci trebuie să știi formule foarte bine și să înțelegi că derivata unei funcții compuse înseamnă dinspre exterior spre interior. Până ajungi la argumentul ultimul care este acolo. Așa că e dinspre mare, dinspre exterior, spre interior și tot scrii formulele radicalul din egal cu 1 pe indice, nu știu ce acolo, din expresia aceea. Ori în acea expresie derivată. Și aceea o derivez. Acum, obișnuința este să fie ori aceea derivată. Dar am arătat așa seară, scriem acolo, ori derivează și pe aceea. Ori derivează și pe aceea. Până ajungi la argumentul în sine că x derivat face 1. Da? Până acolo. Și totul merge perfect. Eu oprim aici. La revedere, dragilor. Continuăm în seara. Sper să mai lucrez în noaptea asta. Da, să-și fac.